la capătul unui drum, aproape de capătul unui drum foarte greu. Primele semne au apărut undeva în 2019, pe la începutul anului. Deci dacă mi-aș fi făcut investigația, ar fi fost o treabă banală, simplă, o operație scurtă și eu știu, după 3 zile puteam să mă duc la serviciu. Prins cu fel de fel de lucruri și n-am dat importanță la problemele de tranzit, sângerările care erau. Cancerul colorectal reprezintă o problemă importantă de sănătate publică. Este pe locul 3 ca incidență în lume, pe locul 2 ca mortalitate și, poate și mai important, în Europa Centrală și de Est este pe locul 1 ca mortalitate. Din păcate, în România se prezintă la spital pacienți cu cancer colorectal în forme avansate. Asta ne spune că lipsește ceva în educația medicală a concetățenilor noștri. Screeningul cancerului colorectal are două obiective majore. Primul obiectiv este de detecția cancerilor precoce, care pot fi vindecate prin intervenții chirurgicale. Al doilea obiectiv, la fel de important, este de a preveni cancerul, mai exact de a detecta leziunile precanceroase, care la fel pot fi rezecate endoscopic sau chirurgical și în felul acesta scade incidența cancerului rectal. Ce pot eu să afirm este că domnul profesor doctor a fost dirijorul unei orchestre, după mine impresionantă, pentru că eu am accesat aproape toate disciplinele spitalului în afecțiunea pe care am avut-o eu. Să ne propunem să identificăm cât mai repede aceste leziuni și să tratăm pacienții cu cancer colorectal în faze incipiente, în faze precoce ale evoluției bolii, în centre dedicate, cu maxim de expertiză multidisciplinară, cu aplicarea ultimelor tehnologii, cu posibilității de a urmări pacienții pentru o perioadă nedeterminată. Am obținut o programare pentru un consult la domnul profesor. Am venit la domnul profesor, i-am expus problema și a spus că problema mea se rezolvă fără consecințe postoperatorii. La o examinare, să zicem, superficială, mi s-a recomandat o investigare mai atentă, respectiv o colonoscopie și așa mai departe. Colonoscopia și biopsia care au confirmat că este vorba despre o tumoare de origine canceroasă care trebuie rezolvată cât mai rapid. Nu e ușor să primești o astfel de veste. De cele mai multe ori, după primirea unei vești de acest tip, pacienții se reculeg, beneficiază de sprijinul familiei și identifică rapid care sunt opțiunile pentru a putea controla boala. Au fost două momente grele. A fost momentul în care a trebuit să comunic familiei problema mea, foarte greu de acceptat. Și al doilea moment greu pentru mine a fost atunci când am aflat că poziția tumorii este foarte dezavantajoasă. Anusul contranaturii, cel care sperie foarte tare pacienții, se află în Spitalul Ponderas, care este centrul de excelență acreditat Surgical Review Corporation, într-o rată foarte redusă. Am mai văzut și pe canal pe YouTube clip de prezentare a tehnologiei a operației cu robotul Da Vinci și am spus ok, dacă asta este pentru mine, nici nu se pune problema. Doresc așa ceva. Chirurgul are un ecran mare la dispoziție TV pe care urmărește îndeaproape zona operației. Mișcările se fac cu multiplicare sau demultiplicare de ordinul milimetrilor și zecimilor de milimetri. Deci discutăm de o mare precizie, o intervenție de mare precizie.
Un centru de excelență în chirurgie colorectală presupune o implicare multidisciplinară a unei echipe care are expertiză largă în diagnosticarea, tratarea și urmărirea unui pacient care are o suferință numită cancer colorectal. Eu aici am văzut o dedicare și o implicare a celor care vor să fie profesioniști la maxim. Deci nu lăsăm pe mâine, nu lăsăm mai să mai stăm nițel, chiar aproape de sacrificiu, aș zice eu. Nu cred că am fost o singura persoană la care colectivul a participat să-i dea o stare mai bună. Ne-am dori ca pentru tot mai mulți pacienți să putem spune la 5 ani de la primul eveniment terapeutic că nu am identificat forme evolutive consecutive, adică nu avem metastazare, nu avem continuare de evoluție, nu avem recidive. Și atunci putem spune despre respectivul pacient că s-a vindecat de cancer colorectal, ceea ce este posibil pentru stadiile incipiente 1 și 2, pentru peste 90% dintre pacienți. Sigur că discutăm despre colonoscopie și despre reticența populației de a veni la o explorare care până la urmă este minim invazivă. Până în momentul actual este considerată explorarea standard de aur pentru detecția precoce a cancerului de colon. Pot să spun foarte serios că din momentul în care mi-am revenit și am fost ceva mai bine, la toți prietenii, la toate cunoștințele și cu cei care mă întâlnesc, le recomand cu tărie chestia asta. Cancerul de colon este o boală tratabilă și eu sper să pot să-mi fac planuri, așa cum am discutat cu doamna doctor oncolog, doamna Roșu, sper să-mi pot să-mi fac planuri, nu să ies la pensie, ci să-mi cresc și nepoții.